Stimați prieteni, vă salutăm în această zi foarte importantă pentru blocul împreună și, credem noi, pentru cetățenii Republicii Moldova. Astăzi, blocul împreună a finalizat procesul de colectare a semnăturilor necesare pentru înregistrarea candidatului blocului în cursa prezidențială. La orele 3 vom depune semnăturile pe care le-am acumulat și vom solicita înregistrarea oficială a candidatului Octavian Țicu din partea blocului împreună în cursa prezidențială care urmează să desfășoare în următoarea lună. Vreau să vă spun că am constatat în procesul de colectare a semnăturilor o stare proastă de spirit în rândul cetățenilor. Oamenii sunt dezamăgiți cu regret, cu mare regret, de prestația guvernării, dar și în același timp sunt dezamăgiți de pericolul revenirii forțelor oligarhice, forțelor proruse la guvernare în viitor apropiat. Pentru noi este critic și extrem de important să ne mobilizăm resursele, cetățenii, forțele, energia de care dispunem, toți oamenii de bună credință, pentru a revitaliza credința în faptul că Republica Moldova are un viitor. Are un viitor prosper, un viitor european, dar acest lucru va fi posibil doar dacă lăsăm la o parte dubiile, regretele, dezamăgirea și conștientizăm că viitorul, de fapt, ne aparține tuturor și depinde de fiecare de noi. În continuare, voi ruga colegii mei din bloc să ia cuvântul ca să vă se adreseze. Stimați concetățeni, dragi prieteni, dragi susținători ai blocului împreună, astăzi încheiem un proces extrem de important și extrem de responsabil, pentru că vizează nu doar viitorul politic al unui bloc sau unor partide politice, dar vizează implicit viitorul nostru ca țară, viitorul nostru ca stat european. Astăzi vom depune la cec cele peste 20.000 de semnături colectate în 29 de raioane din țară. Proces în care echipele celor 3 partide din cadrul blocului împreună s-au consolidat, s-au apropiat și au manifestat hotărâre și determinare să continue să meargă împreună în cadrul acestui scrutin electoral, dar și în cele care urmează. Spre regret, în cadrul acestui proces deloc ușor, am constatat o frică care ne-a creat un sentiment de deja vu din acea perioadă în care Republica Moldova era condusă de oligarhi, de Plahotniuc și de regimul autoritar instituit de acesta. Bugetarii, funcționarii au manifestat o reticență și chiar o frică de a semna în unele cazuri. Totuși, majoritatea au decis să-și manifeste deschiderea și să reconfirme încă o dată că viitorul european al Republicii Moldova nu poate fi monopolizat de un singur partid, că în Republica Moldova există alternativă politică sănătoasă și aceasta este reflectată și văzută de cetățeni în blocul împreună și în persoana candidatului nostru, domnul Octavian Țicu. Vă îndemnăm să fiți în continuare alături de noi. Urmează o perioadă și mai importantă și mai complicată, în care cu siguranță vom fi împreună și vom arăta că Republica Moldova merită un viitor european, alături de întreaga populație a țării, alături de toate forțele politice sănătoase, acolo unde prosperitatea, libertatea și drepturile cetățenești vor fi respectate și garantate. Într-un ceas bun să ne fie. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc celor 100 de colectori care au donat semnături în susținerea domnului Octavian Țicu și a blocului împreună pentru acest scrutin. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care și-au depus semnătura în susținerea domnului Țicu și blocului electoral împreună. Vreau să mulțumesc membrilor celor 3 partide, Platforma ADA, Partidului Schimbării și Ligii Orașelor și Comunilor, pentru o frumoasă colaborare și lucru în echipă în cele 29 de raioane unde s-au colectat semnături. Sunt sigur că acest proces a făcut echipele celor 3 partide mult mai unite și mult mai pregătite pentru scrutinul prezidențial care urmează, dar și pentru cel parlamentar.
A fost și o perioadă destul de, de grea, pentru că urma să trecem prin acest proces de colectare a semnăturilor, dar și o perioadă frumoasă pentru noi din perspectiva experienței. Am stat la corturi, am mers prin piețe, am mers din ușă la ușă și am văzut că oamenii cu aspirații pro-europene speră că pe arena politică a Republicii Moldova vor avea o alternativă în viitoarele scrutine și această alternativă în viziunea oamenilor cu care noi am comunicat poate fi reprezentată în exclusivitate de blocul electoral în, împreună. Mai departe vom merge la CEC să depunem aceste semnături care au fost adunate. Vom avea 5 zile până vom fi înregistrați în calitate de concurenți electorali, domnul Țicu în calitate de candidat, după care vom prezenta programul de campanie și deja planurile de viitor și lucrurile bune pe care vrem să le facem pentru Republica Moldova, atât în calitate de concurenți electorali, cât și în viitor în alte ipostaze de forță politică. Domnul Țicu, vă rugăm să... Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova, susținători ai blocului împreună și probabil cel mai mult salut cei peste 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care au semnat pentru înaintarea candidaturii noastre la alegerile prezidențiale. Aceste 20.000 de semnături sunt de fapt un gaj, o temelie deja garantată a procesului electoral și vă spun asta din considerentul felului cum am abordat noi această campanie de colectare a semnăturilor. Mai ales că am posibilitatea să compar cu anul 2020, deja sunt la a doua experiență de a fi candidat în alegeri prezidențiale. Există două căi ușoare de a colecta semnături în Republica Moldova. Prima cale este resursa administrativă, cea de care a utilizat Partidul de Guvernământ și care a colectat în baza faptului că este un partid de guvernământ. Știm foarte bine aceste instrumente, au fost folosite de toți, de toate partidele politice până acum și PAS nu este o excepție. La fel ca și Partidul Socialiștilor, care a dispus din plin de președinți de raioane, primari și alte capacități de a aduna semnături într-o zi record, ceea ce mie mi se pare o absurditate în condițiile democrației din Republica Moldova. Noi am ales a treia cale, cea mai grea cale, dar cea mai adevărată, cea mai veridică într-o societate democratică. Am ales timp de 4 săptămâni să mergem zi de zi la porțile oamenilor prin echipele noastre de colectori voluntari, accentuez, care s-au luptat pentru fiecare alegător, pentru fiecare semnătură. A fost un exercițiu în care, într-adevăr, ne-am cunoscut mai bine și nu putea fi altfel. Doar într-un efort comun putem să ne dăm seama ce reprezentăm. Și lucrul ăsta ne-am bucurat foarte mult. Ne-am completat acolo unde nu exista nici măcar organizație. Am reușit să revitalizăm un spirit care mie mi se părea deja compromis. V-am cunoscut pe fiecare în parte și vom continua acest proces chiar și până la înregistrarea noastră în calitate de candidat. În același timp vreau să trag un semnal de alarmă pentru societatea noastră, pentru alegătorii pro-europeni și pentru cei care îi considerăm votanții blocului împreună. Comparativ cu anul 2020, campania de colectare a fost mult mai dificilă, mult mai complicată. Unele argumente invocate și de colegii din blocul împreună, eu vreau să mă refer la două aspecte care mi s-au părut extrem de îngrijorătoare. Primul este depopularea Republicii Moldova. Ușurința cu care am putut colecta în 2020 a fost îngreunată și de faptul că nu mai sunt oameni
în sate, în orașe. Vedem acest lucru nu doar în statisticile pe care le prezintă poliția de frontieră, dar le-am văzut cu ochii noștri. Și lucrul ăsta nu poate să nu ne îngrijoreze. În condițiile acestui scrutin privind referendumul și alegerile prezidențiale, dar și alegerile parlamentare. Și în al doilea rând, așa cum spuneau colegii și domnul Bujorean și domnul Gligor, noi am constatat o mare dezamăgire a populației în politică în general, comparativ cu anul 2020, în care am avut un entuziasm al populației legat de dorința de a debarca guvernarea Dodon Plahotniuc Șor, care era atunci la guvernare. Acum constatăm o dezamăgire pe fundalul faptului că au dat un vot masiv de încredere unui partid pro-european care prin slogane și interes personale a compromis acest deziderat și a compromis în general așteptările și speranțele oamenilor. Și acest lucru l-am văzut în fiecare zi. La toate corturile la care am fost, am avut și în Chișinău, am avut și în localități, am mers în 8 traioane și am văzut această realitate în sate și în oraș. De aceea trag acest semnal de alarmă, pentru că înțelegem această dezamăgire, dar nu-i loc pentru resemnare. Avem nevoie de toți împreună, cei din afara Republicii Moldova, cei de acasă care sunt un tot întreg, să aducem Republica Moldova pe același făgaș al speranței legate de integrare europeană, pe care noi vrem împreună cu blocul împreună să vă oferim și să avem din partea dumneavoastră susținere. Și în cele de urmă mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova, celor care au semnat, care ne-au avansat în campania electorală cu peste 20.000 de semnături în 29 de raioane. Și asta ne bucură foarte mult. Mulțumesc colectorilor, celor care voluntar din timpul lor s-au angajat, organizațiilor celor trei partide politice, pe care le-am văzut peste tot la muncă și care în curând vor deveni un tot întreg. Și desigur mulțumesc acestor trei partide politice, celor trei lideri, pentru susținerea necondiționată pe care am simțit-o în toată această perioadă de colectare. Unii au să spună că greul urmează. Pentru noi, până la moment, acesta a fost cel mai greu moment. Și împreună să avem o campanie spectaculoasă în care să ajungem pe data de 20 octombrie cu speranță la sfârșitul zilei și cu o viziune clară asupra viitorului nostru. Mulțumesc tuturor și o zi bună!